veștele care i-au învins pe barbari gali. În Roma antică, nimănui nu venea să creadă că barbarii gali au cucerit jumătate din Italia și se apropie cu repeziciune de orașul lor. Armata cotropitoare, în schimb, a atacat pe neașteptate și a cucerit și incendiat orașul. Câțiva tineri viteji s-au baricadat pe vârfurile stâncoase ale Capitolului, aici aduseră și comorile orașului și au hotărât că vor rezista până ce legiunile consului Camillus vor veni în ajutorul lor. Galii au încercat să se suie pe pereții abrupți ai stâncii, dar au fost respinși de fiecare dată, așa că au trebuit să se mulțumească să formeze un cerc de asediu în jurul Capitolului. Până la urmă, în mijlocul nopții, reușiră să găsească o trecătoare secretă în marginea dealului și intrară. Întunericul era atât de des că nu îi văzură nici măcar pasnicii. Dar nu la fel se putea spune despre gâștele sacre din cetate care erau crescute pentru cultul Junonei și care făcură hărmălaie prin strigătele lor pătrunzătoare și fluturându-și aripile speriate cu atâta zgomot că romanii se treziră, puseră mâna pe arme și îi alungară pe atacatori. După ce trupele salvatoare ale consului Camillus ajunseră, romanii au hotărât ca din acel moment gâștele să nu mai fie sacrificate nici măcar ca și ofrande zeilor.